Copilul lovit de mașină l-am găsit conștient, dus de către aparținătorii în casă, afirmativ, fără pierderea stării de conștiență, cu un traumatism grav neprecizat, probabil prin impactul direct cu oglinda, cu mici scoriații la nivelul membrului inferior și cu un traumatism de cot. Examinarea copilului s-a făcut cu dificultate, fiind agitat. Mama a refuzat transportul la spital, leziunile oricum sunt leziuni minore, au rămas indicații de supraveghere a copilului ca cazul în care apar ceva manifestări în plus față de momentul actual să fie transportat la spital.